Salut, oameni buni, eu sunt Tunetul, iar acesta este episodul 6 din castelul lui Eleanor. Data trecută am activat pompele de apă și de lavă și mi s-a zis că trebuie să deschid o ușă de gold sau ceva de genul, cred că aceasta este, intrând în fiecare casă și activând manetele. Ok, o să încep. În casa asta am intrat, acolo am intrat. Aici parcă am intrat și aici, de deci zona aceasta pare a fi în regulă. O să încep pe aici, aici este Connor. Să vedem ce e pe aici. O scară și o altă casă. Armură. Ok, am inventariu plin. Ce pot să las eu aici? Păi, să aveam destule. Chiar foarte destule. Foarte multe. Foarte destule. N-au poate să mai am nevoie. Manual nu mai am nevoie de el. Așa. Pe aici este un măr. Ok. Nu mai e nimic de făcut pe aici. Deci va trebui să caut case în care sunt manete și să dau de ele. Presupun că aici e ceva. Community Gathering Room. Asta e ca un fel de sală de conferințe a orașului, a satului, mai bine zis. Villager, Community Gathering List, The Big List, ok. Cred că nu pot să fac nimic aici, o să trebuie să mă duc la tipii ăștia, când fac rost de niște pergamente, cred. Ok. Să vedem ce e pe aici, aici, cred că este poarta care nu se poate deschide, dar acolo sunt zombie. Se pare că sunt închis aici și nu cred că mai am ce face. Deci chiar nu știu, de aici nu mai este nicio manetă. Ok. Mă întreb. Ok, se pare că nu mi se vede skin-ul. Nu știu ce e aici. S-aude ceva. Da, nu știu ce s-aude. Ok, să-mi iau maneta. Și mă pun în pat. Chiar nu știu ce trebuie să fac. Da. Presupun că pe aici nu. Pe aici nu. Opa. Hai, mori. Urâtule. Deci, pe aici n-am găsit niciun fel de manetă. Niciun fel de manetă. Ah. Se pare că se spawnează zombie. Ok, deci eu nu văd nicio manetă, nici la etaj nu e, sunt sigur de asta. Sunt foarte sigur. Aici. Aici nu este nicio manetă. Ok. Aici nu văd nicio manetă. Nu. Nu. Nimic. Absolut nimic.
Ok. Deci, mă enervează sustenit. Oh, deci cum? Nu mai aveam viață. Ok. Deci sunt derutat în momentul de față. Chiar nu știu încotro să mă îndrept. Se pare că zombii așteaptă acolo. Poate că este ceva pe aici. Presupun că nu. Deci n-am nici cea mai mică idee despre ce trebuie să fac. Oare? Presupun că aceasta e intrarea. Da, sper că nu. Ok. Pe aici nu este nimic. Și nici pe aici. Nici pe aici este ceva. Da. Ok, să mă urc pe scări. Pe aici poate am ratat eu. O să facem ceva de genul ăsta. Ok. Da, este ceva aici. Cum intru, cum intru, cum intru. Pac, nu pe aici. Ok. Nu știu, se pare că e un tunel. A, niște scări. A, gata, știu. Ha, 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 ha. Trebuie să mă întorc înapoi în... în Evergreen? Nu, de fapt asta este Evergreen. Mă întorc înapoi în primul oraș, în primul castel. Și... o să vedeți. Trebuie să folosesc cheia, cum îi ziceam eu în primul episod sau al doilea. Dacă aș putea găsi... o cale de a ajunge pe acolo, dar poarta este închisă și nu pot să deschid nici cum. Deci rămâne să iau prin canalizare iar. Ceea ce nu vreau să fac, dar sunt nevoit. Ok. M-am speriat, am crezut că e un zombie, ceva. Fugi, 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 fugi. Ok. Așa, să luăm pe aici. Și am ajuns... A, de fapt... cum o să ies eu de aici? Pentru că nu am scară. Deci am făcut o greșeală. Mă gândesc, poate este o altă ieșire pe aici. Să fie oare... Ok. Da, e ceva aici. Nu știu dacă este o ieșire. Poate că apa asta nu duce nicăieri. Ba da. Sau nu? Poate că asta duce undeva. Pff.
ok. Nu duce nicăieri. Și m-am și lovit. O să fac o mică pauză și cum o să ajung în oraș? Ok. Sper că am găsit un teleportor. Ok. Cred că e un bug sau ceva de genul. Chestia asta aici. O să fac o mică pauză și cum am ajuns în oraș, o să încep filmarea iar, ca să nu pierdem timpul degeaba, așa că să vedem. Ok, se pare că am reușit și acum să vedem ce trebuie să fac. Da. Cu maneta pe care am găsit-o, m-am gândit că va merge la ușa aceasta. Da. Nimic. Niște pâine. Mâncare și iar mâncare. Ok. Nu vreau să apăs încă pe acesta. Mushroom, mushroom. Ok, să vedem. Niciun. This damn thing needs a test subject and those can't fall out of the skies. Wait, who's there? I thought I had this place on lockdown. Well, well, well. Looks like my teleporter is good for something. Welcome, Powen. How I know your name? What's not concern? That's not a concern for you to worry about. But please, I need a test subject. So you also need to go places. Splendid. Step in, step in. Go places like Wemgrate or Polynus, but you might want to stay away from Selim because I think you're not ready. Ok. Come in, come in. Stai, profesor. Bun. Teleport manual. Wemgrate reset. Teleport Wemgrate. Aha, deci aici mă pot reporta. This teleporter malfunction sometimes. Hit away the top in game mode 1 if it gets stuck. Ok. Teleportul Polynus. Teleportul Xelin. Reset Xelin. Se pare că în Xelin nu mă pot duce momentan. Ok. Să vedem manualul. Teleporter instruction manual. For a good working of the teleporter, follow this instruction. No more than one person in the teleporter at once. Press the teleport button only once. Otherwise, weak servers might crash because of the red zone interrupt. Press the reset button on the left only when the person in the teleporter has been teleported. Ok. Presupun că harta asta se putea juca și în cooperativ. Și ar fi fost bine dacă jucam în cooperativ. Oricum, nu mă pot duce în Evergreen, văd, numai în Wemgrate și Polynus Xelin. Da. Și într-un fel mi-am luat țeapă pentru că eu nu vreau să ajung aici. Eu chiar nu vreau să ajung aici, vreau să deschid de fapt, nu vreau să deschid nimic, vreau să ajung pe acele scări, care nu știu cum să ajung, în Evergreen. De fapt, în acea casă. Ok, voi încerca următoare. Voi face o mare prostie. Da, voi face... Și asta e. Ok. O voi lua pe aici spre Evergreen. Poate voi reuși. Ok.
Ok, nu e nimeni în spate, nu? Scuzați dacă s-a auzit microfonul ciudat. Ok, tipii ăștia sunt cam puși. We don't want to go this way yet. Aaa, nu trebuie să mă duc pe partea asta încă. Și se pare că degeaba îi omor pe tipii ăștia, că se respawnează. Ok. Deci, o idee foarte proastă. Foarte, 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 foarte proastă. În concluzie, va trebui să mai fac o mică pauză, să-mi dau seama ce trebuie să fac, pentru că nu văd ce ar trebui să se întâmple. La fel, o să fac un cut și să vedem. Ok, se pare că am găsit maneta. This might be the last one. Not sure, we might want to take another look around. Ok. Deci, am găsit-o, nu știu cum, de n-am văzut-o până acum. Ar trebui să ne mai uităm puțin. Poate mai e ceva ce am ratat, dar nu cred. Ok. Nici aici nu cred că e. Ok, să vedem dacă s-a deschis acea poartă. Sper că s-a deschis. Se pare că nu. Hai, mă mori. Sper că nu s-a deschis. Ok. Deci, sunt sigur că aici nu e niciun lever. Sau a fost unul, dar am dat de el ca să ajung altundeva. Nu știu dacă acestea fac ceva. Da, nu știu ce să zic, nu știu care e poarta. Cred că aceea e poarta, nu? Adică e singura chestie care e făcută cu aur. Pentru că n-am mai văzut altă chestie cu aur. Da. Ok. Deci de asta știu că am dat. That's one house, now to find another one. Ok. Deci am dat de acel buton. Chiar nu știu care ar putea fi problema. Nu știu ce e cu zombii aceștia, sunt cam derutați. Aici nu cred că mai e... de fapt, stați, aici nu cred că am intrat. Da, aici n-am intrat. Nu știu cum am ratat casa asta. Ok, bine că am văzut-o. Da, cred că nu mai avem timp. Deja... Cred că au trecut 20 de minute de când filmez. Ok. Un nasos foarte bine echipat. Cred că au trecut mai mult de 20 de minute, nu? Ok. Se pare că sunt înconjurat. Să vedem dacă e să activăm ultima manetă. Ok, deci casa asta e... Nu cred că am nicio șansă.
Așa. Ok. Trebuie să mănânc ceva repede. Pentru că viața mea e pe ducă. Haide, te rog, să fie o manetă. Unde ești, manetă? Nu. Ok, un cap de creeper. Și chiar nu văd nicio manetă. Ok. Nu. Deci, aici trebuie să fie neapărat. Trebuie să fie o manetă. Asta e, doamne. Ok, the house are coming together nicely, time to find the other ones. Ok, that's it, now go and fight off your tyrant that rules this place, take the gold passage way. Ok, deci, cam asta a fost, am găsit și cea de-a doua manetă. Ah, cât pe ce să mor. Sper că nu se ia după mine. Să vedem dacă s-a deschis ușa. Și da, în sfârșit s-a deschis ușa. Păi cam atâta pentru acest let's play. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. A durat mai mult. Este cam greu. Adventure map, mai ales dacă ești de unul singur. Și vă mulțumesc încă o dată, eu am fost Tunetul, acesta a fost castelul Eleanor, vă aștept în următorul meu let's play, vă salut!